alb, negru, roșu. Oxid de zinc sau titan. Titan e mai bun la această steluță. Sau mai era matisan, dacă știți, matisan. Pliculeț mic alb care cu pulbere care se pune în bar. Matisan. Ăla e oxid de titan, dar de o calitate mai bună. N-am mai găsit, nu știu. Mai e fabrică, nu mai e fabrică. Oxidul de titan e mai bun, de zinc e un pic mai aspru așa și iese mai roșel. Cu așa, la roșu oxid de fier, de diferite nuanțe. Stați puțin, deci roșu. Roșu maroniu, oxid de fier. Și negru e oxid de mangan. Găsiți la chimicale, oxidul de mangan nu se găsește. Chiar dacă o să vedeți au niște fungurițe de negru, este tot roșu, adică tot roșu este, sau alb, sau cenușiu, nu e de mangan, e alt pigment care colorează varul. Varul colorează, dar ardele își schimbă nuanța. Deci primele două le găsiți, celălalt trebuie de la materiale ceramice. Ăștia trei, oxidul de mangan, de la Interceram. Deci ăștia, astea trei culori, se amestecă cu puțin lut. Barbotină, lut, ideea că se pune lut în ea, da. Lutul scat, înseamnă că este puțin lut și nu necesită fixare, tocmai că cu lutul îi fixează. Și se pictează pe umeri. Iarăși chestia asta ajută la fixare. Dacă pictați pe uscat, să vedeți că nu face aceeași priză. Lutul. Se poate coji, se poate lua, am făcut, de asta eu îmi țin vase de negru, că n-am timp să pictez. O clipă, la nu necesită fixare, deci pictăm pe umed, nu necesită fixare, asta înseamnă că... Că nu se ia după ardere. A, nu se ia. Puteți să scrieți în paranteză. De exemplu, verdele e oxid de cupru, deci tot oxid sunt și ceilalți colorați, tot felul de... Dar la ăștia am zis oxid, tot pigment. Pentru că e clar, spre pachet, oxid de zinc, oxid de titan. Așa, pigmenții colorați. În paranteză puteți scrie de la Interceram. Se diluează cu apă. Aici e foarte gros, că se cojesc. Consistența... Ați făcut aseară consistența cât mai... Cât să acopere bine, dar să nu fie gros. Nu vă dați seama dacă scojește odată de tatia. Așa, deci pigmenții colorați se fixează cu glazură transparentă.
În paranteză puteți să scrieți VTR-105. Suflată înainte de ardere. A doua ardere fiind. Nu. Nu? Nu. 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 Deci pigmentele eu am folosit exact. Nu. Glazura. Da, da, da. Da? Suflată înainte de ardere, înainte de a pune obiectul în cuptor. Deci, acum eu pot să vă fixez în veșteșor. Da, notați ca să știți, înainte de ardere. Chiar așa și fac de obicei, iau tava cu obiecte. Dar de ce am reținut eu că... Glazura cealaltă colorată. Da. Deci, cu astea putem să lucrăm fără două ardere, fără... Glazura transparentă. Și mai puteți să vă notați că dacă nu folosiți glazură transparentă, puteți fixa pigmentii după ardere cu lac incolor. Ecologic, cu ecolac. Așa, la o adică. Dar nu e o tehnică ceramică. Asta e așa un artificiu pentru jucării de copii, lucrări care nu sunt așa. Și când ai mai multe și nu poți să le cuptor, unele peste altele, le pun unele peste altele și le scot și le dau cu lac, la peste altele. Glazura transparentă se suflă și trebuie să aibă o consistență. Vă trebuie un borcan și o sufletă. Sunt suflete și mai mari decât asta. Asta eu o am de la facultate când făceam desene și le fixam cu cărbune și le fixam ca să nu doar cărbunele. Ei, când suflați, aici se face să se împrăștie glazură peste tot, trebuie... Eu mai făceam în baie de chiuvete și pe aia spălam toată baia sau îmi puneam nici așa niște cartoane. Mă rog să fie foarte mult. E bine ca obiectele să fie aproape uscate. Ca să văd. Adică eu aștept un pic și începe să usuce și glazura, dacă e obiectul nu se uscă glazura și nu-mi dau seama cât de mult am suflat. Și glazura asta fixează și cioburile de sticlă care le-am pus. Foarte uscat pe ăștia și nu o să-mi dăm seama. Nu mai suflu mai mult că o să înceapă să curgă. Peste cioburile de sticlă o să mai fac ceva când îl pun în cuptor. Ca să fiu sigur că se lipesc de... Ca să fiu sigur că se lipesc de ceramică, mai pun așa în plus de glazură. Când se topește, se va lipi sigur. Se vede transparent din tot un praful ăsta, nu? Da, e un praful. Eu am zis că am luat 5 kg. Bine, am avut în iarnă niște îngerași mai mari de făcut, dar dacă o sufle așa, e că nu se consumă foarte mult. Pentru grădiniță sau așa, merge și lacul ecologic, dat după, e mai ușor. E mai rapid. E mai rapid, da, e mai ușor, mai rapid. Deci, glazura cu apă se face, da? Da, ecolac. Transparent. Glazura transparent? Glazura tot cu apă, da, da. Toate se fac cu apă. Și aici, la ecolac, o să vedeți că trebuie diluat, altfel.
Poți să iasă și mai în jos, da? Bine. Vedeți că sunt proști și tot, de acum se face altfel aici, de la îngrădură, de aici deja se usuc așa, s-ar usca și pe obiectul, dacă ar fi un pic mai... Nu dau un strat foarte gros, dar e foarte important, imediat fixează pigmentul. Da. Și la ecolac se folosește pensula? Da, da. Tot din astea moi. Eu găsesc la tot part. Și utile, ustensile din astea. Dar pensule mai ieftine eu de aici la colț din Păcurare. Ai mai ajuns acolo? Da, mai ajuns. Este o librărie și jocuri. Și... La Morau nu mai. La Alex Group? Cred că da. Vis-a-vis de restaurant? Săpcom Libris acolo? Nu. Moara unu mai, da, știți? Da. Chiar aici. Chiar vis-a-vis, în față în față, e Lex Group, sunt foarte multe materiale. Lex? Da. Lex Group. Jocuri, multe jocuri. Da. Acolo sunt mai ieftine. Și... Hârtii colorate. Da, da, da. Și spuneați că luați pensile de acolo? Da. Din astea moi, așa. Totul unde moi. Nu, am scris pe colorant. Spală ușor. Și tot ce am folosit până acum, dacă le uitați nespălate, nu se strică. Deci astea tot se spală cu apă. Dacă se usucă... Da, nu e ca la racet. Nu e ca la... Și glazura la fel. Și până ale arde, se duc cu apă. Nu pătează nici hainele, florile astea. Spală și de pe haine. Mai veneau copiii cu șorțulețe și până la urmă și le dădeau, că îi incomodau șorțulețele. Zic, nu e nicio problemă că se murdăresc, chiar nu. Mai degrabă acuarela sau... Da. Da, eu am folosit acuarele la lucrările din urmă, să știți. Da, peste, după ce le ardeam. Dar acum mă gândesc că cele pe care le am deja, vopsite în acuarelă. Da, o să dispară. Le pot fixa, le pot cu lacul, e cu lac. Le pot... Da. Dar nu se arse. Nu. La tot. Adică obiectul nu e rezistent dacă nu e ars, da? Da, puteți să-l fixați. Am și eu un dinozaur făcut din Sandra. Era așa de mică și-o făcut dinozaurul ăla, așa, tare mult. Era mică și-o făcut, eu o venit atunci, dar nu m-am ars pentru că cine știe cum e modelat. Cine știe cum e modelat dacă n-are goluri de aer, zic să-l văd bucățele în cuptor și s-ar putea să explodeze. Da, deci, da. Contărit atât de mult, nu gândeam să-l dau cu ceva, ești prăfuit. Da. Le place foarte mult copiilor să rupă, deci nu formele astea fixe și perfecte, și le place să rupă și să lipească și să-și facă din lucrare bucăți rupte, o lucrare. Foarte mult le place. Și este și interesant, dacă le ești. De-aia este ce pățesc eu la lucrările acestea, pun gros, pun, dacă lucrăm cu plastilină, dacă pun plastilină groasă și aici mai trebuie. Da, aici, dacă au goluri de aer, scrapă cu tot. Da, și mai erau glazurile pentru ceramică, care se pun după a doua ardere, care necesită ardere, da, glazurile colorate, da. Hai să vedem cum se cheamă. Glazurile colorate tot de la Interceram. Da. Da. Deci panorama frumoasă de aici. Puneți acolo o steluță. Orice colorant trebuie să fie în acord cu materialul
pe care se pune în acord, în funcție de temperatura de ardere a materialului pe care se pune. Scrieți acolo cu în acord cu temperatura. Colorant, materie de bază, temperatură de ardere și semne exclamării. Că trebuie să aibă același punct de ardere. Coloranți pentru lut, coloranți pentru porțelan, coloranți pentru șamută, temperatură diferită de ardere. Și ăștia trebuie să fie până în 970 de grade. Tot ce am văzut până acum, să reziste la 970. Până în 970 sau... Că dacă necesită mai mult, nu se topesc. Dacă e un pic mai jos, merge, dar mai pot fierbe. Dacă îți folosiți pe porțelan colorant din ăștia de temperatură mai joasă, să obțin alte efecte. Dar cuptorul de câte grade îl aveți? 1200. A, tot așa, pentru lut. Cred că cam asta-i. Glazurile se fac ca o smântână și se așează prin tufuire, să zic, sau cum să zicem, și are un strat gros. Deci e diferit de cel transparent, da? Să aibă consistența... Consistența smântânii și se așează un strat gros ca să iasă licioasă. Se pune din nou la cuptor. Da. Și atenție să nu se lipească între ele. Și glazurile necesită de o ardere. Cu sufleta sau cu pensula? Cu pensula. Cu pensula. Prin tufuire sau cu pensula cel mai bine. Pensula bine încărcată. Se pot și sufla, dar atunci trebuie să le diluiezi. Eu m-am făcut o lucrare de dimensiune mai mare și nu aveam cum să fac și am suflat o grămadă de amețeam de acum. Trebuie să o faci mai diluată ca să o sufli și ca să ajungi să fie un strat gros, ai de suflat și iar sufli și iar suprapui și iar suprapui. Depinde ce vrei să obții. Sau cu buretele se mai poate tampona. Și lutul trebuie copt la 930 grade. Doar atât sau? Minimum 800 pentru biscuit. Deci prima ardere poate fi până la 800, dar mai zic că nu mi-am mai făcut două programe de ardere. Pun odată cu alte lucruri și cele care vor fi de glazurat, tot la 970, bă, la urmă nu-i mare diferență. Și le amestec în cuptor. Nu am făcut niciodată numai un cuptor de biscuit, dar... Și cât timp trebuie să stea la cuptor? 8 ore. La cuptor sunt programe de ardere, programe. Ori o să vă dea când cumpărați cuptorul, când dați un preț, vă dau programul meu de ardere, care e ultim, adică am de mulți ani cuptorul și se pot face și într-un timp mai scurt, dar protejez cuptorul. Am un program pentru umede. Mi-am amintit cum ați întrebat ieri cât trebuie să fie de uscat. Trebuie să fie foarte bine uscat. Dacă sunt un pic umede, de acolo se fărmițează la ardere. Adică trebuie să fie uscat. Când am avut odată nevoie, trebuia urgent să ar și nu se uscaseră, mi-am făcut un program mai lung. Cu prima parte să urci în 2 ore până la 100, adică să se usuce cuptor. Numai că uzează cuptorul, rezistențele alea care decantă umezeala prea mult, vaporii de apă. Și nu-i de preferat, de atunci n-am mai folosit. Dar dacă mai am așa puțin, să zic că nu s-o uscat complet sau am niște farfurii la care cred eu că fundul poate nu s-a uscat bine în interior. Eu văd că e uscat și pe partea și pe alta, dar totuși poate nu-i.
ceva, îi fac ce șmecherii, dau drumul la cuptor, îl las să urce până la 80-90, îl opresc, închid butonul, ca și cum s-ar întrerupe curentul. Și pe aia deschid butonul, mai las coboare iarăși și îl deschid din nou și dau drumul la ardere. Asta am mai făcut-o de câteva ori, ca să fiu sigură și să nu îmi găsesc părâmițat. Pentru știu că ori s-a uscat sau nu s-a uscat. Pentru cuptoarele astea sunt făcute, dacă se întrerupe curentul, programul merge în continuare. Adică în momentul în care revine curentul, pleacă în continuare de la temperatura la care a ajuns. El scade, normal, se răcește. Nu mai poți, adică nu mai ia de la capăt. Este deja în programul de ardere, rămâne în programul de ardere. Programul meu de ardere, dacă vreți să notați, e de 8 ore și 10 minute. Tot așa zice. Ori 20 de minute. Da. Da. Ah, bine. Da, vino. Așa. Deci, o oră până la 100. Graficul de ardere. O oră până la 300 de grade. Are acolo de îi faci program. Timpul 1, o oră. Și treci mai departe gradele, dar o să vedea instrucțiuni la cuptor. Și se face programul ăsta de ardere. Are un buton de programare. O oră până la 300, o oră până la 400. Până la 400 se evaporă toată apa. Cât ar fi de uscat un obiect, nu ni se pare că e uscat criză, cum se zice, să știți că în cuptor tot iese apă aici. Are apă, dar nu e apă perceptibilă de noi. Dacă puneți mâna în spate unde ies gazele, se simte umezeală. La cuptorul cu lemn eu așa ard, am cu mâna fumul și mirosul. După fum și după miros. Până la 400 de grade, vaporii sunt umezi, îi simți la mână că sunt umezi. Întâi umed, umed și treptat se simte cum dispare umezeala. La cuptor te nu știu dacă aveți timp așa, să țineți în spate mâna sau când ies gazele și încep să simți ce se întâmplă la 100, ce se întâmplă la 300. Cum miroase? Până la 300 miroase într-un anumit fel, că se produc niște reacții chimice. Efectiv, ciobul ăsta, lut, pământul, devine incandescent, arde. Adică ajunge să ardă ca și lemnul, cărbune. La cuptoarele astea am dat drumul și nu m-am mai uit ce înăuntru. Dar am făcut foarte multe arderi cu lemne. Acolo urmărești înăuntru, trebuie să-ți lași să vezi cum e. Și acolo trebuie să fie ciobul incandescent, portocaliu, transparent. Dacă e obiectul gros, trebuie să te uiți până când e transparent. Nu vezi că totul e transparent, cât ar fi el de gros și au ajuns. Când n-am făcut, n-am studii de ceramică, ei studiau și ce gaze se degajă, nu știu ce substanțe, sunt toxice, dar mai stau câteodată aici când ar, geamul deschisă. La 600 de grade deja încep să miroase într-un anumit fel, că eu la lemn îmi spun a ajuns la 600. Dar de unde știi? După miros. Cum? Eu un miros l-am detectat că numai de când începe deja să ia foc ciobul. Degajă ceva atunci. Până pe la 8, cam la 8, după 850 începe să devină incandescent și măcar un 900 îi trebuie. Sunt olari care ard numai până la 800 sau 850 și se vede, se simte ciobul, nu-i ars bine și nu-i rezistent la apă, nu-i rezistent, nu sună așa. Dar am văzut și în târgu de oale, unii știu și le sună. Nu sună ciobul dacă nu-i ars bine, bine. Nu poți obține sunete, clopoței, nu știu ce trebuie, de la 900 în sus. Înainte aveam 950 și acum l-am dus la 970 din cauza glazurilor. Deci am ajuns o oră până la 400, 20 de minute în palier la 400. Aici, după 400, ăsta e pragul, de aici, dacă a decurs bine arderea, nu mai pocnește. Dacă are apă sau gol de aer sau ceva, până în 300 de grade pocnește.
După aceea nu mai pot. 20 minute la 400 în palier. Palier adică îl ții pe loc. Îl ții acolo la 400. 130 de... o oră și 30 de minute, ori jumătate până la 600. Trei ore până la 970. Și 30 de minute la 970. Trei ore până la... până la 950, 970, cât? 970. Și 30 de minute palier la 970. Asta fixează glazurile. Adică n-am ajuns la punctul ăla când s-au topit și gata, se închide. Stă o vreme acolo, ele să se coacă bine, să se facă. Da. Și da, aici mai puteți schimba puțin dacă vreți să reduceți, să rămână doar 8 ore. 8 ore și 20 de minute. Deci e program și pentru glazuri. Dacă nu folosiți glazuri, puteți merge numai până la 950. Dați obiectele glazurate ultimele deasupra în cuptor, să nu se lipească de lume. Sau se pot folosi multe piciorușe și multe rafturi. Și rafturile și piciorușile astea costă și nu știu, mi-am luat decât două rafturi și piciorușe de două dimensiuni. Să le pot jongla, dar câteodată trebuie să suprapui. Și astea glazurate trebuie puse deasupra. Sau cele care au cioburi de sticlă, la fel. Da. Atât cred, nu? Doar așa teme din astea, da. La forme plane, doar dacă vă mai notați niște idei. Pot face, am aici un desen cu o icoană pe sticlă celebră de la școala Nicula. Asta face și iconițe. E plăcuță desenate și pictate. Poate să aibă și relief. Puteți lipi foițe de aur după aceea, pe lutoas, după ardere. Poate lipi foițe. Poate lipi foițe pe ceramică și pentru alte lucruri, nu neapărat icoane. Foiți de aur, argint, poate, dar pe obiectul ars. Poate lipi chiar și peste glazură. Dacă vreți să pictați după ardere totuși, eu recomand acrilice, dar nu e specific ceramice, dar vrei un accent sau odată ceva cu copii, un anumit desen, făcut pe plăci sau... Da. Mai puteți face fel de fel de cioburi colorate și din care să faci mozaic. Da. Puteți să nu aruncați cioburile, ce se sparge. Puneți acolo într-o cutie toate cioburile și la un moment dat ia să le glazurăm. Uh-huh. Un joc de-asta cu glazuri, tot felul de cutii cu glazuri și pur nici nu trebuie să fie gândite. Hai să la întâmplare colorăm cioburile astea, odată când n-au chef de spre sfârșit sau așa, nu au chef de chestii complicate de lucrat, dar de colorat niște cioburi, dar am și din alea faci. După aceea, cum îți dai seama că obiectul are bule de aer sau
cum ar trebui să evităm să nu aibă... E, aici nu-ți dai seama. Atunci când modelezi și când folosești bucăți, lut gros, așa, trebuie să ai grijă sau să faci niște găurele. Dai drumul la aer. Cu acu faci undeva niște găurele într-un obiect, faci cineva niște obiecte mai groase. Vedeți că o ieși frumos, dar e posibil să nu fi avut grijă la asta. Un ac sau o andrea, faceți undeva niște găureli unde nu se vede bine sau nu deranjează găurile alea, în cazul în care ar avea găuri de aer, iese aerul pe acolo și nu se mai sparge. Ca la prăjitură. Eu de ce am zis că ar mai fi încă mult de lucrat, de-aia am gândit eu încă un modul eventual, pentru că putem să facem portrete, există o tehnică, tai, scoți lutul, lipești înapoi, adică mai sunt niște chestii și atunci nu mai este riscul să bufnească. O să faci lucrări pe care să le scobești, le relipești, înainte de ardere și... Sau poți să le modelezi pe un suport de hârtie sau din ceva și să rămână gol în interior, hârtia să ardă. Chestiuni un pic mai complexe. Da. Bun. Lucrăm? Da. Vă ziceam că să facem diverse structuri. Structuri și materialități. Iarăși se pot face de la bucățele de lut efectiv pe care se face în portăm de amprente până la obiecte. V-ați mai notat așa ce se poate face la suprafață plană, rama, pandantive se pot face, cerculețe cu diferite desene piele de pus la gât, pește ați văzut, covoraș, cămăși naționale, cămăși tradiționale, faceți un șablon și pe ea diferite desene. Să ați lucrați în plan. Am văzut acum mătușoare mie, nu? Da. Asta așa ca noutate la mărțișoare. Ceva de care să agățăm, cum am făcut floarea asta mai mare, de care să agăți astea mai mici. Și o formă mai mare cu găuri de care agăți elemente mai mici. Și la final le puneți pe o creangă, pe un băț, pe orice, într-un copac direct. De o scândură, de orice bucată de metal și agățat undeva, ca să fie agățate și să se ciocnească unele de altele. Da. La tipul ăsta de lucrare trebuie făcute subțiri formele. Nu chiar să se spargă foarte, foarte subțiri, să se spargă sau să se spargă chiar la manevrare, dar destul de subțiri, nu cum am lucrat până acum, mai subțiri. S-a rupt sârmaia mea și folosesc asta cu coațele pescuit. Se întâmplă când e tăiată felia, e de preferat să-l amestecăm un pic. Nu știu, nu mai face fisurile astea. Nu e pachetul așa compactat. Așa. Și putem folosi cel mai ușor și mai frumos și pentru copii să folosim dantelă. Că se găsește tot felul de dantelă. Ce mai putem imprima? Am zis frunze. Thank you.
uite deja și o să vadă. Cam așa, frunzele de vișin de cireș sunt cele mai frumoase aici, că au nervurile astea proeminente. Și se... se întinde lutul, după aia se pune frunza cu nervurile în jos și se presează până se lipește bine. Și după aceea se scoate. Asta nu e foarte rezistentă. Deci de cireș și de măsă. Da. Da. Și puteți face fie frunze de față. Wow. Da, da, da. Și atât de simplu am scos. Eu asta am început prima dată, am făcut copii frunzi, că am luat din copaci din jur, că nu știam. Erau așa de mici și nu știam ce să fac cu ei, dar frunze așa și deasupra. Da. Ține de aici un pic, să nu streagă frunza. Așa, și mai dați cu tăcitorul. Invers. Lasă-o invers. Așa. Cu crambia. Și așa nu mai avem plăci. Și... că aveam plăcuțe de rigid, cu de la fiecare o plăcuță, dar așa folosim chiar formă. Așa. Vă vreau să... nu, nu uitați, puneți bagotină, să lipești, că se cadă tot. Mm-hmm. Vă mai uitați o dată când folosiți ăsta. Apăsă. Unde e plăcuța? Aha. Mai exact ce am zis, că rămas aici pe tine. Și trebuie ținută chestia asta, că pot să duc aici. Așa, când scoatem, dacă vă uitați un pic, dacă scot așa, iese cu tot plăcuța asta și la un moment dat marginea se agață și se rupe. Trebuie să țin asta aici, o țin aici cu mâna și acum asta iese. Altfel se agață de margine și se desface și rămâne în interior. S-a defectat, dar nu numai că s-a defectat, tocmai din cauza asta s-a rupt. Că iese odată cu, nu știu cum, cum aveți acasă, dar asta nu e. Chestia asta ca să nu iasă tăvița asta. Putem face că dacă vrem să facem păr mai lung, facem așa, punem, când e aproape gata, nu rup, ridic și mai pun. Și iasă mai lung. Da. Tehnică, da. Deci. Așa. Ce mirea. Să vrem la apă, nu? Ce mirea. Eu. Dar nu uitați, puneți barbătirul, că e păcat după aia să-ți cazi. Hai, mai iau. Așa.